simțit că Domnul era lângă mine. Amin. Și a spus, Doamne, acum că sunt trat, răspunde, sunt bun frații mei, surorile mele, te rog să-mi schimbi mintea, să-mi iei tot ce știu eu și să-mi dai ceea ce spui, vrei tu să spui. Amin. Și am auzit o voce care spunea, așa e frumos, acum să scrii. Și când am spus cuvântul acesta să scrie, a apărut o lumină pe masă, acolo, 6 pagini, aș vrea să le completez. Și știți ce vă spun, fraților? N-am mai știut nimic. Dar am spus, Doamne, acum te rog să-mi dai ce trebuie să spun aici. Și Domnul n-a dat. Măriți să fie Domnul. Amin. Și când oamenii aceia de acolo s-au ridicat odată împotriva mea, au ridicat pugnii așa, m-au ținut 3 ore într-o cameră închisă, numai un pic de luminare a avut, ca să bage groaza în mine. Dar în mine era Hristos, nu groaza. Amin. Și am simțit cum Dumnezeu i-a topit în fața mea. Și când am strigat, Domnule, nu mai ai niciun drept în țara aceasta. Și atunci Domnul mi-a dat îndreptarea să spun, Domnul, dar cum puteți dumneavoastră să spuneți lucrul acesta? Eu sunt cetățean acestei țări. Cum puteți, Domnule, să-mi luați acest drept? Dar să știți că eu am mai mare drept ca dumneavoastră. Din nou s-a înfuriat pe mine. Ce drept ai tu mai aici? Eu am dreptul de copil al lui Dumnezeu. Amin. Pe care dumneavoastră nu aveți nici unul. Aveți un carnet roșu. Nu ne poate să lua și ajunge aici. Și m-am bucurat că Domnul a fost acolo cu mine. Ultima dată ce mi-a chemat, iar a fost a 5-a oară. Atunci mi-au calculat imediat 3 ani jumătate cu pușcărie. Ultima dată mi-a dus acolo la comandantul, cu mai presur de orice. Și când a dus acolo, a spus așa, vedeți, oamenii aceștia sunt uriciunea pustirii. Oamenii aceștia aduc misticismul. A băgat credința în copii, în tineri. Și oamenii aceștia nici nu trebuie să trăiască în țara aceasta. Și când mi-a dat comandantul cuvântul, mi-a spus, Domnule, că ta ești responsabil aici, pe lucrul acesta, ai un cuvânt. Și Dumnezeu mi-a dat cuvântul Său cel Sfânt. Și când am început să vorbesc despre Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu în mine, în frații mei, în surorile mele, în copiii mei, în nepoții mei și în strănepoții mei, au ridicat mâinile și a spus, știți ce? Nici dracu nu s-a fizit de mine. Domnilor, cum să se atingă dracu de mine? Să se atingă, eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Amin. Și a spus comandantul lor, a ridicat mâinile sus și eram 2 frați. A spus cuvintele acestea. Domnilor, nimeni nu se atinge de dumneavoastră. Și ne-a strâns în brațe pe amândoi. Și apoi i-a spus, Domnule comandant, să ne întâlnim în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vai, Domnule, vă mulțumim din toată inima. Slăviți să fie Domnul Tatăl. Amin. Amin. Dar nu numai atunci. Și când aveam cancer, și acolo a fost cu mine. Eram la Cluj, acolo. Bolnav rău. Și am zis, Doamne, eu nu mai pot să trăi. Doamne, eu nu mai pot. Nu mai pot, Doamne, nu mai pot să trăi. Așa mă doare. Am simțit în mâna lui Dumnezeu, la Doamne. Doamne, să fie rog. El îți vindecă? Toate boale. Și încă ceva. Îți iartă? Toate păcate. Să ne bucurăm de faptul acesta. Toate boale. El îți împunează bătrâneața cu îndurare și cu bunătate. Apoi spune, știi, se satură bătrâneața de bunătăți. Fie mi-a săturat și mie și soții mele. Măriți să fie Domnul. Amin. Amin. Da?